Bună dimineața pentru toată lumea. Azi, practic, avem ultimele clarificări pe anumite subiecte și deja să putem prezenta comisiei un draft de raport de ce ele este, dar, mă rog, să mai putem completa și ca să-l putem prezenta Parlamentului, să-l putem prezenta. Bun, stimați colegi, cei care aveți întrebări, cum urma să vină echipurile și unii care au solicitat, dar nu-s prezent, văd că... Dar, mă rog, dacă aveți anumite clarificări, să le facem deci astăzi, pentru ca să nu apară în plenul Parlamentului, că avem, sau am avut anumite întrebări și nu le-ați adresat deci CNA-ul, deci propriu-zis. Că, la rândul lor, atunci când vor prezenta raportul în plen și ei să cunoască despre ce noi am vorbit și totodată să aibă răspunsurile pregătite la cele întrebări care noi le-am adresat. Bun, cine începe? Aș putea să încep eu, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Noi am analizat atent rapoartele de activitate și informația care este prezentată pe pagina Centrului Național Anticorupție. Și, din păcate, în 2019, în 2020, nu am mai văzut informații cu privire la numărul de dosare expediate în instanță și analiza parcursului acestora. Adică pe câte dintre acestea au fost anumite sentințe de condamnare, câte dintre aceste sentințe de condamnare s-au finalizat cu amendă, care s-au finalizat cu deci sentință de detenție, cu suspendarea executării pedepsei, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții. Deci în rapoartele anuale din 2016 până în 2018, deci mai sunt anumite rapoarte separate chiar făcute pe pagina CNA pentru perioada anterioară, care vorbesc despre aceste date, dar pentru ultima perioadă, 2019-2020, deja nu mai zic 2021, aceste date lipsesc. Dacă puteți să ne spuneți care este motivul de ce aceste date nu sunt prezentate și poate aveți datele, care este soarta dosarelor care este expediată în instanța judecată. Da. Noi o să prezentăm până de seară informația, pentru că la noi informația în legătură cu dosarele de corupție în general transmise în judecată și deciziile adoptate anual, Direcția Analitică efectuează studii aprofundate pe acest domeniu și cu siguranță anul ăsta a fost publicată informația, pentru că a fost și în presă mediatizată pe larg. Haideți atunci noi până de seară vă prezentăm informația pe anii 2019, 2020 și 2021, unde se conține toată informația solicitată de dumneavoastră. În același context, pe anumite studii pe care noi și le-am găsit pe pagina Centrului Național Anticorupție, vis-a-vis de sentințele de condamnare, am observat că majoritatea din deci persoanele condamnate de către instanțele de judecată, cam 95% primesc ca pedeapsă finală amenda penală. Întrebarea este care este motivul pentru aplicarea amenzii, dacă nu sunt suficiente probele care sunt acumulate sau poate cazurile care ajung în instanța de judecată sunt relativ simple. Cumva vine într-o disonanță cu cazurile de rezonanță pe care le auzim noi cu toții în presă, pe care le vedem în presă, care de cele mai multe ori nu au o anumită finalitate, sau dosarul se clasează, sau se refuză în pornirea urmăririi penale, iar cele care ajung în judecată se finalizează cu amendă. Și cumva este așa o disonanță cognitivă, dacă vreți, când citim informația care este prezentată în presă și cea care este prezentată în studiile publicate pe pagina CNA. Da, iată, colegii mi-au arătat acum ultima analiză strategică la compartimentul dat, a fost publicată pe site-ul Centrului Național Anticorupție pe 5 august 2021.
În ceea ce ține de sancțiuni, vreau să menționez ceea ce am mai menționat și la ședințele anterioare, că Centrul Național Anticorupție a pregătit un pachet cu privire urmării inclusiv a deciziilor demotivante pe care instanțele de judecată le aplică pe cazurile de corupție. Centrul Național Anticorupție a pregătit un proiect amplu de majorare sau de a crea un mecanism de înăsprire a acelor sancțiuni pentru faptele de corupție, care însă, din păcate, încă nu a ajuns să fie promovat. Dacă sunt alte întrebări? Dacă nu, o să încerc eu până pregătiți cineva din dumneavoastră anumite întrebări. Eu vreau să mă refer la activitatea arbiului, da? Refer la, și anume la cadrul, deci legal propriu-zis, cu noțiunea de beneficiar final. Deci vreau să discutăm. Și eu o să fac referire la o scrisoare care a fost trimisă încă în 2019 către Cancelarea de Stat de către, deci propriu-zis, CNA, la faptul că definirea, deci noțiunea de beneficiar, deci final propriu-zis, are o formulă care nu poate fi nici aplicată. Da? Întrebarea mea este atunci, în asemenea condiții, cum propriu-zis CNA sau Arbio, mai bine zis, definește sau poate aplică, deci în practică, deci recuperarea, deci banilor de la beneficiarul, deci final, în condițiile când legislația, așa cum acea scrisoare, deci care o am eu la mână, și explicațiile dumneavoastră care ați făcut în 2019, că este necesară modificarea, deci legii, pentru ca să putem constata care sunt efectiv, deci beneficiarii, deci final. Și o scrisoare în 2017-09 ați transmis-o la, deci la Cancelarea de Stat. Mulțumesc, stimate domn președinte, doamnă președinte, stimați deputați, bună ziua. Aveți perfectă dreptate, a fost inițiată modificarea legislației în sensul investirii acesteia cu noțiunea de beneficiar efectiv în codul de procedură penală. Această modificare s-a propus în acel pachet care și la moment încă nu și-a găsit finalitatea. La faza, la etapa avizării acestui proiect, au venit avizele din partea Ministerului Justiției și din partea înalților experți care ghidează, adică coordonează activitatea din partea delegației UE, misiunea High Level Advisors. Sub semnatura unuia din aceștia a pornit un aviz, precum că dacă se regăsește în legislația, nu e, se regăsea la acel moment, la acea etapă și în legea 308, despre care a vorbit domn deputat, și în legea cu privire la ANI, la declararea averilor și intereselor. Și mai erau și alte prevederi, noțiuni, s-au expus sub semnatura Ministrilor Justiției de acel la acea etapă, că nu e corect să se regăsească mai multe acte normative, legislative, aceeași noțiune. Deci ceea ce se regăsește în 308 se bazează pe recomandările FATF și la moment se consideră că această noțiune perfect acoperă necesitatea aplicării acestei noțiuni. Atunci când s-a emis ordonanța de aplicare a sechestrului, când procurorul a mers în instanță și s-a obținut aplicarea acestui sechestru, instanța a aplicat aceste sechestre, au fost atacate și în curtea de apel, au fost menținute respectiv de curtea de apel. Deci, practica judiciară la zi denotă faptul că este satisfăcător, că această prevedere care se regăsește în legislația națională este aplicabilă. Deci, la zi, nu necesităm alte modificări, operarea altor modificări. Dar menționez încă o dată că în 2019, da, noi am fost cei autori care am solicitat operarea și urmarea studierii avizilor. Proiectul la zi nu regăsește în sine această propunere de a modifica codul de procedură penală cu noțiunea. Deși în 20 prim punctul articolului 6 noțiunii CPP, se face trimitere la beneficiar efectiv. Operăm cu aceste noțiuni
și instanța aplică. Care, pur și simplu, eu am luat la acea scrisoare, deci care am primit-o. Și acum, întrebarea mea, deci, care, deci apare, dacă dumneavoastră atunci când ați solicitat modificări legislative, deci ați văzut o problemă, deci în sine. Da, fiindcă noi știm așa cum a fost de furate anumite bunuri în Republica Moldova, cum se face. Se găsește o persoană terță, pe numele lui se privatizează, însă beneficiarul se găsește o vadă de capul lui, un sărman acolo, îi se dă vreo 2-3 mii de euro, persoana dată este bucuros, pune o semnătură, însă, deci beneficiarul final este altcineva care stă în spatele lui. Deci aici am înțeles eu cel puțin, dar poate greșesc, dar noastră cu o să-mi spuneți dacă am dreptate sau nu. Deci cel, pe mine deci ridicat întrebarea când condițiile, când noastră ați depus o modificare deci legislativă, ați văzut o problemă, da? Pentru că nu poate fi urmărit până la urmă beneficiarul final. Cine este beneficiarul final? Cel care a semnat și a luat deci bunul, chipurile în proprietate și îl transmite la 3 sau la 4 persoane terțe, care este ca și el și până ajunge hăt în final într-un offshore de nu știu ce colțișor deci de lume și nu mai poți găsi care de fapt e beneficiarul deci final. Și acum întrebarea este cum, prin acea modificare care dumneavoastră ați cerut-o, deci atunci dumneavoastră ați văzut o problemă că nu poți urmări deci, până la capăt, dar acum spuneți că legislația deci astăzi este, deci oferă destul de perghii pentru a putea deci, urmări beneficiarul final. Ce s-a schimbat de atunci până acum? Am ședinte, eu să-l ajut pe colegul meu. Deci, ideea a fost în felul următor. În anul 2019, sigur, CNA a identificat această problemă. Și pentru orice organ care aplică legea, pentru el ar fi mult mai simplu ca undeva să explice expres anumite prevederi din legislația care deja este în vigoare și poate pe undeva este ambigui sau lasă loc de interpretare. În cazul dat, CNA a pregătit acel proiect pe care l-a prezentat până în ședința secretarilor în cadrul Cancelariei de Stat, însă datorită avizului negativ de a promova acest proiect și această inițiativă, inclusiv din partea Ministerului Justiției și a echipei de consilieri ai Uniunii Europene, care asistă Guvernul Republicii Moldova pe diferite domenii de politici, deci în acel aviz se conținea faptul că legislația Republicii Moldova deja prevede astfel de mecanisme și nu trebuiește de specificat și de făcut un conglomerat de acte suplimentare. În ceea ce ține de aplicare până la ziua de astăzi, sigur, orice normă, indiferent că e vorba de recuperarea bunurilor infracționale sau de altele prevăzute în codul de procedură penală și în alte acte normative și legislative existente, ele lasă în permanență loc de interpretare. Iată, chiar și acum, colegii îmi raportau de dimineață că avem decizia Curții Constituționale, care toată activitatea noastră prin care s-a pus sechestru pe bunurile numitului Plahotniuc, Curtea Constituțională a decis că Centrul Național Anticorupție, împreună cu colegii de la Arbiu, împreună cu colegii de la Procuratura Anticorupție, nu au fost în drept să declare acele bunuri în calitate de beneficiar efectiv ale numitului Plahotniuc. Așa că, da, problema există, noi am sesizat-o încă în 2019, dar ținând cont de faptul că Centrul Național Anticorupție nu are drept de inițiativă legislativă și noi am ajuns până la etapa ședinței în Cancelarea de Stat și atunci ni s-a refuzat, noi ne-am resemnat și executăm legea așa cum se prevede ea în acele acte normative care există la moment. Interesantă, deci abordare. De altă parte, aveam aceea decizie. Când a fost decizia Curții Constituționale? Când? Bine. Acum, da? Foarte frumos. Deci asta încă o dată denotă că trebuia de mărți până la capăt. Așa? Și 2 ani de zile... Problema nu e doar în Curtea Constituțională, îmi cer scuze, domnul președinte, că intervin din nou. Deci avem mai multe decizii, inclusiv ale procurorilor, care din oficiu decid de a exclude anumite bunuri din masa... Da, dar care Arbiu o selectează, dar acesta e un proces de interpretare a legislației. Încă o dată vreau să menționez că Arbiu, Centrul Național Anticorupție, prin intermediul Arbi, el nu este instituția responsabilă de a merge în instanțele de judecată. Dar, domn director, deci în 2 ani de zile eu consider că totuși anumite modificări au putut fi făcute. Da? Hai că nu... Deci dacă noi am avut certitudine că
Asta poate fi oferi o ușă pentru interpretare la Curtea Constituțională și să dea dreptate de a ridica sechestrele care au fost puse pe bunurile lui Plahotniuc, care în linie generale, deci, nu este. Au menținut. Eu am crezut că au fost ridicate. Asta era în general. Deci asta era în general tare frumoasă. Deci, fiindcă beneficiarul final, noi avem câțiva beneficiari finali. Deci, pare unui Plahotniuc. Da, actele respective, deci legislația actuală, așa cum ea poate fi interpretată, deci Curtea Constituțională a menținut decizia procuraturii și a arbiului prin care au fost numite așa. Și doi la mână vreau să vă spun că în paralel, în tot acest timp, noi am făcut câteva sesizări în adresa Procurorului General și în adresa Consiliului Suprem de Securitate, prin care am arătat că mai multe bunuri, prin decizii ale instanțelor judecătorești, prima instanță și Curtea de Apel și chiar și uneori prin intermediul organelor procuraturii, mai multe bunuri au fost scoase de sub sechestru. Deci noi am sesizat în permanență în toți acești ani, noi am fost proactivi. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu mai am eu una, pur și simplu, referitor la atacurile Raider. Deci vreau să discutăm puțin și anumite acțiuni au fost deci făcute anterior, deci au fost făcute, dar asta nu înseamnă că nu există atac Raider și acum. Privind fluxul, adică cum să, dumneavoastră știți mai bine cum se face Attack Rider. Eu așa, teoretic, citind, dumneavoastră urmăriți, deci propriu zis, procesele cum are loc a unui Attack Rider și puteți să-l constatați. Na, și etapele, cum a fost pregătit și așa mai departe. Acum, Attack Rider cum se face? Se aruncă o anumită sumă de bani într-o societate pe acțiuni, arâncând acea sumă de bani, se schimbă deci acționare, pe urmă eu, decizia care îi consideră de cuvință, până se sesizează instituțiile statului, deci ei deja iau deciziile pe care ei le consideră de cuvință în consiliile de administrare. Și acum, pe mine mă interesează la Banca de Economie, noi nici până în ziua de astăzi, noi, nu știu, eu nu am o explicație, deci cum s-a făcut la Banca de Economie atunci când o parte din acțiuni au trecut la Platon, la Șor, de la Șor la Plahotniuc și tot așa mai departe. Dacă au fost sesizate de către dumneavoastră, din ce sursă au fost aruncați acei bani privind cumpărarea acțiunilor la aceste bănci? Vorbim de banca... Deci nu prezintă perioada noastră, dar eu, dacă ați putea să mă oferiți această informație ca noi public, noi să înțelegem și anatomia, deci furtul miliardului propriu zis, prin decizii. Da. Bună ziua! Deci, probabil că răspunsul nu va satisface pe dumneavoastră, dar până în 2017, Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor făcea parte din Centrul Național Anticorupție. Deci, evident că serviciul respectiv poseda informația, o monitoriza și o disemina către autoritățile responsabile. Deci, presupun rezonabil că în perioada respectivă, serviciul a transmis informația respectivă către procuratură, pentru că procuratura a investigat dosarele legate de BEM și așa numite atacurile Raider sau furtul miliardului, cum se mai spune. Deci, din experiența mea, Serviciul Prevenire Combaterea Spălării Banilor a sesizat aproape în toate cazurile toate riscurile sau mișcările sau oricând identifica semne posibile a unor spălări de bani sau a unor atacuri Raider, indiferent dacă se cunoștea calificarea juridică a acțiunilor care urmau a fi investigate sau nu, dacă au avut finalitate sau nu investigațiile pornite ulterior, rămâne să le vedem. Încă un lucru vreau să menționez, domnul președinte. Sigur, de-a lungul acestor ani, Centrul Național Anticorupție tangențial a fost inclus în grupurile de lucru ale colegilor de la Procuratura Anticorupției, care de altfel este și instituția care a gestionat dosarele, inclusiv cu atacurile Raider de la Banca de Economii. În cadrul centrului, organului de urmărire al Centrului Penal, al Centrului Național Anticorupție, au existat mai multe cauze penale în legătură cu activitatea băncii de economii, dar ele s-au referit doar la credite neperformante. Alte activități legate de
demascarea schemelor de atacuri Raider în cadrul Centrului Național Anticorupție, în organul de urmărire penală, nu au fost efectuate și dispuse. Deci eu de ce v-am adresat întrebarea, chiar dacă nu corespunde perioadele noastre, fiindcă deci, e fără politic în general, nu poate să aibă loc un atac Raider dacă nu există în spate, deci o susținere. Și noi avem, după mine, combinatul de tutun, exact după aceeași formulă s-a mers. Vreau câțiva ani de zile s-a dat jos, s-a ridicat accizele și produsele moldovenești de tutungerii nu au fost competitive, da? După care a scăzut prețul la active, s-a vândut la un preț de nimic, după ce a fost cumpărat, adică privatizat, deci mai departe s-au scăzut deci prețul la accize și poftim, iar este întreprinderea competitivă. Și aici, deci pentru noi este foarte important ca noi să avem această deci, monitorizare din partea instituțiilor de drept când politicul conștient merge spre falimentarea unei întreprinderi ca să poată fi deci, privatizată. Și aici întrebarea mea este dacă aveți o monitorizare a întreprinderilor care au fost privatizate de stat, da? Care statul le-a privatizat și care au fost acțiunile politicului ducând la falimentul deci, lor. Fiindcă dacă sunt acțiuni conștiente, ei trebuie să răspundă. Și întotdeauna am spus că mandatul de deputat, asta nu îți dă imunitate de a face deci, porcării. Da? Până la urmă trebuie să răspund. Chiar dacă tu votezi colectiv și așa mai departe, fiecare trebuie să răspundă deci, pentru votul său. Și trebuie de aflat ce ia... Fiindcă după logica asta și consilierii locali pot vin dintr-o veselie, cui vor, când vor, la ce preț vor, toate bunurile din administrația publică locală. Așa și aici. Deci dacă aveți o analiză a întreprinderilor de stat care au fost vândute, cum a scăzut prețul în timp și dacă au fost acțiuni premeditate, deci a guvernanților, da, că vorbim de guvern, dacă a fost acțiuni premeditate pentru a duce la devalorizarea lor și la privatizarea la prețuri de nimic. Da, dacă dumneavoastră o să acceptați, noi putem să vă prezentăm informația cu acest subiect, se ocupă la noi direcția analitică, deci ea a efectuat mai multe analize strategice și operaționale, inclusiv din inițiativă proprie, dar și la solicitarea colegilor din cadrul Procuraturii. Subiectul despre care vorbesc dumneavoastră ține de competența Procuraturii Anticorupție. Dar dacă este necesar, noi vă prezentăm informația doar numiți din ce an, din 2016, din 2017 până în prezent, cu toate analizele, anume la întreprinderile de stat care au fost supuse privatizării și acolo se vede și soarta mai departe unde au plecat aceste analize. Cel puțin hai să luăm ultimii 3 ani de zile. Da? Eu, cu toate privatizările cele mai serioase au fost făcute 2003-2007, acolo au fost făcute cele mai mari lovituri, deci au fost făcute. Dar, deci noi, cel puțin, să vedem în ultimii 3 ani de zile, fiindcă din informația care am eu, se pregătea terenul pentru Mult Telecom. Mult Telecom, într-un timp, costa 1 miliard, costa acum încetul, managementul care este, am înțeles că el nu depășește 300-400 de milioane. Eu nu știu, e adevărat că eu nu sunt economist, eu citesc doar acele rapoarte pe care le prezint unii analiști economici. Eu sunt de parte, recunosc de capacitatea de a putea face o anumită analiză de economică a întreprinderilor de stat. Dar citesc analizele pe care le fac alții. Și acum, deși noi cumva trebuie să ajungem când instituțiile de drept din Republica Moldova, deci ei monitorizează deciziile luate de către politic și atenționează, băieți, voi aici iarăși umblați cu anumite scheme și încercați cumva să mergeți la privatizarea unui întreprinderi de stat. Și dacă o să vedem cine să ne întoarcem la beneficiarii decenali, o să vedem cum tare mulți dintre acești beneficiari decenali sunt politicieni. Tare mulți, adică eu cred că 99,9% sunt politicieni sau cei care finanțează un partid politic. Ei folosesc pârghiile administrative și întreprind acest lucru. Deci argumentele este în ultimii 3 ani de zile. O altă întrebare, dacă noi ați întreprins anumite acțiuni în care noi putem efectiv să vedem beneficiarii finali dacă și-au dus acțiunile în afară, în Republica Moldova, în străinătate. Și ce acțiune ați întreprins pentru recuperarea lor dacă ei au scos acești bani în afara Republicii Moldova? Domn președinte, agenția activează exclusiv în baza delegațiilor prezente de la organele procuraturii. La moment, noi nu avem delegații de la Procuratură pe aceste cauze penale, pe acești subiecte. Și cu permisiunea dumneavoastră m-aș întoarce puțin la subiectul care l-ați abordat puțin mai devreme,
Țin să precizez că anume Curtea Constituțională a respins acele sesizări cu privire la legalitatea acțiunilor ARBI în privința bunurilor activelor pe care le dețin subiecții infracțiunilor în calitate de beneficiar efectiv. E vorba de subiectul pe care l-a numit domn director. Deci 12 sesizări în valoare de circa jumătate de miliard, bunurile rămân sub sechestru, Curtea Constituțională a decis, a respins aceste sesizări. Asta am vrut să precizez. Inclusiv în afara țării? Inclusiv în afara țării. România, Elveția, Franța, toate bunurile care au fost identificate de ARBI, indisponibilizate, la fel rămân sub sechestru. Au fost respinse aceste sesizări. Bun, mersi, stimați colegi, ca să nu monopolizeze discuția. Cine mai are întrebări? Dacă îmi permiteți să completez doar răspunsul referitor la monitorizare. Deci, cu mai multe ocazii, în calitate de reprezentant al organului de urmărire penal, am încercat să aduc la cunoștință anumite deficiențe care vin să pună limite organelor de urmărire penală. Și în acest context o să menționez faptul opozabilității secretului comercial sau bancar urmăririi penale. Deci, organele de prevenire, SPCSB, BNM sau alte organe care duc o supraveghere a unor entități, au acces de a vedea tot absolut, de a radiografia companiile. Urmărirea penală este legată de mâini și de picioare de un dosar penal sau de o autorizație judecătorească. Deci nu poate exista o monitorizare generală decât prin intermediul analizelor operaționale, deci care nu neapărat dau acele rezultate, pentru că ca să fii în online, atunci când au loc anumite infracțiuni, trebuie să fie atunci când ele se petrec, nu post factum. Deci neavând sau fiind legate mâinile de același secret comercial sau bancar, deci nu poți duce o supraveghere generală sau nu poți monitoriza sau investiga sau intercepta un număr infinit de persoane. Și am înțeles. Bun, stimați colegi, cine mai are întrebări? Că eu însă am întrebări cu de alt gen, dar mai... Da, vă rog. Să revin la datele prezentate în rapoartele CNA-ului anual. Într-adevăr, studiul de care ziceți dumneavoastră este pe pagina CNA-ului. Ideea este că anterior aceste date erau examinate și în rapoartele anuale CNA-ului. Deci, cumva, rapoartele erau mai comprehensive, mai detaliate. Și sunt câteva alte aspecte pe care noi am sesizat că nu se mai regăsesc sau sunt foarte formal apreciate în rapoartele centrului și nu pornim de la faptul că ar fi un model al raportului de care ne conducem. Dar tot făcând referință sau comparând cu rapoartele care au fost prezentate de CNA în 2016, în 2017, am să vă dau câteva exemple. Dacă ne referim la calitatea examinării sesizărilor provenite la linia fierbinte, anual sunt 3-4 mii de cazuri semnalate, o sinteză a sesizărilor, tendința problemelor abordate și așa mai departe. Deci, în 2020, în raport este un singur paragraf și aproape nicio informație vis-a-vis de aceste date. În 2019 este ceva informație statistică comparativ cu 2018. 2018 un singur paragraf. În 2017 este oarecare informație statistică, deși într-o singură propoziție, în 2016 totuși un subcapitol întreg și destul de decent. Dar ca sinteză, ca tendințe, deci analiza acestor sesizări pur și simplu lipsește. Întrebarea este de ce mai avem nevoie de această linie fierbinte anticorupție dacă nu facem nimic cu apelurile respective. Și din informația pe care am solicitat-o la dumneavoastră și ați prezentat-o, înțelegem că și finalitatea sau cum se acționează în baza acestor sesizări este cumva superficială. Un alt aspect pe care l-am observat este numărul cazurilor investigate de subdiviziunile operative în care au fost adoptate încheieri în raport cu cele în care au fost remise Direcției Generale Urmăriri Penale pentru pornirea dosarelor penale. Și în acest, deci la punctul respectiv nu sunt prezentate date în rapoartele anuale. Numărul operațiunilor care eventual s-ar fi soldat cu eșec, pierderea banilor de mijloace speciale, scurgere de informații, depistarea tehnicii instalate, asta tot nu este reflectat în raport, cel puțin la capitolul problematică a activității CNA. Numărul cauzelor penale clasate și cauzele clasării. Aici, bine, avem numărul cauzelor penale încetate, cumva foarte sumar,
Și dacă ne uităm în rapoartele anterioare, de exemplu în 2016, informația era foarte detaliat prezentată. Cauze penale încetate, clasate, urmăriri penale clasate, de la care organ au parvenit, etc. Deci cumva ne-am așteptat la o analiză mai detaliată care să fie prezentată în rapoartele CNA și la fel lipsește informația cu privire la incidentele de integritate cu implicarea angajaților CNA, de exemplu, subiect pe care l-am ridicat în ultima audiere, în precedentă audiere și probabil o să-l mai discutăm și astăzi, și rezultatul pe cauzele penale pornite și remise ulterior altor organe de urmăriri penal teritoriale, de exemplu, procuraturile raionale, Ministerul Afacerilor Interne. Nici nu știu dacă este o întrebare, dacă vreți să veniți cu careva comentariu, dar asta au fost constatările noastre făcând o analiză a rapoartelor de activitate a CNA pentru ultimii, iată, din 2016 până acum. Stimat domn președinte, stimată doamnă președinte, în primul rând, activitatea Centrului Național Anticorupției până în anul 2017 a fost desfășurată sub altă legislație. În 2016, în urma modificării legislației, competențele de corupție mare, cum îi spunem noi, anumiți subiecți care au fost trecuți la Procuratura Anticorupției, noi am rămas cu acele subiecte care am rămas. De aceea au fost și modificate puțin rapoartele. Da? Dacă e să luăm responsabilitatea pe trimiterea dosarelor în judecată, nu este responsabilitatea centrului. Da? Noi prezentăm propunerile procurorilor, mai departe procurorul, nici directorul, nici vicedirectorul, nici șeful urmăririi penale, nici ofițerul de urmărire penală nu poate să influențeze procurorul la segmentul respectiv. Da, noi facem anumite analize din considerentul că vrem să vedem care e perspectiva și cum constă activitatea. Ceea ce ține de subiectul că noi avem tehnică depistată din 2019, da? Noi n-am avut niciun caz de tehnică depistată pe subiectul respectiv și n-am avut niciun caz de pierdere de bani în urma operațiunilor care au fost făcute. Restul la divergențele care sunt acolo, noi, trimestrial, și colegii ori să o spui, la sfârșit de an, cu procurorii, ne așezăm și facem darea de san. Unii sunt semnătorile procurorului Procuratura Anticorupției, șefului Direcției Generale Urmăririi Penală, pe fiecare subiect, pe fiecare dosar, cu evidența, cu care este, în baza dărilor respective de samă, sunt și prezentate cifrele pe rapoartele de statistici care sunt a noastră. Nu le luăm noi de undeva, de le inventăm. Ei ne prezintă și sub semnătura procurorului. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, bună ziua tuturor, să completez și eu răspunsul la întrebarea care ați acordat-o. Eu, reprezentând subdiviziunile operative, întotdeauna ne confruntăm cu situația în care colegii sunt categoric împotrivă de a fi mediatizate acele cazuri care denotă anumite mecanisme sau tactici care sunt întreprinse în cadrul documentării acțiunilor, actelor de corupție. Și vă explic de ce. După cum am menționat și la ședințele anterioare, prevederile existente în cadrul legii 59 privind activitatea specială de investigații sunt foarte, foarte redusă în ceea ce ține de posibilitățile pe care ne le oferă în documentarea, în acumularea probatorului, aplicând măsurile speciale de investigații. Cunoaștem că de fiecare dată când este mediatizat un caz și întotdeauna încerc să convin colegii că societatea trebuie să cunoască despre, chiar dacă ne deconspirăm și arătăm acele mijloace de care dispunem la documentarea cazurilor, cunoașteți fiecare mediatizare și știm bine că ele au și un efect de prevenție foarte bun, pentru că fiecare persoană care mai este în vizor, dar încă nu este documentată, începe a controla podul, începe a controla diferite locuri în care ar putea fi instalată tehnica specială și, evident, aceste mecanisme, pe cât le-am face de oficial, ne-ar afecta și mai mult activitatea, având posibilități foarte reduse, reieșind din mecanismele care ne le oferă legislația anume, și asta ar fi un element sau un
o cauză, de ce motiv nu a fost introdus în raportul anual, inclusiv și, și aspectele respective. Ne mai vorbim de scurgerile de informații care sunt foarte rușinoase și de fiecare dată, la fiecare ședință a Colegiului Centrului, sesizăm aspectele în cauză, pentru că nu există un mecanism viabil, un mecanism funcțional care să sancționeze acele scurgeri. La fiecare a treilea caz, practic, ne ciocnim la, la fiecare etapă cu scurgeri de informații. Cum la scurgeri de informații, pentru că noi vedem uneori, prin aceste scurgeri de informații, uneori sunt făcute controlate. Deci asta e, deci e marea problemă. Când este necesar de linșat pe cineva public, a, și atunci are loc scurgerea acestei deci informații. Pe urmă, poți demonstra sau nu demonstra în judecată, chiar dacă demonstrezi tu deci ești corect, dar după ce au avut loc aceste deci scurgeri, oricum deci nu mai poți schimba deci opinia publică. Clar că sunt tare puține cazuri dintre acestea, dintre cei care apare public anumite informații, că ei sunt, deci au dreptate, dar oricum. Deci ele nu trebuie să apară public până nu există ce decizia definitivă. Și în general nu trebuie să apară, ele sunt partea dosarului și deci cetățenii trebuie să aibă parte de dreptate, că s-a făcut dreptate pentru, pentru ei în condițiile când cineva deci a încălcat. Dar nu atunci când se începe a apărea aceste scurgeri, v-am spus, deci controlate. Și acum, care este, noastră, ați menționat, domnul Tobarce, că nu avem mecanisme, da, de pedeapsă. Deci noi, în linii generale, deci, nu, cum securizăm această informație să nu iasă public și cum răspunde deci, persoana care deci, este responsabil de dosar și cam de acolo poate fi, avea loc acea scurgere de, deci, de informații. Deci că asta este cel mai important, fiindcă și aici avem noi o problemă, am sesizat-o eu, este și cu registrul unic de filaj. Deci noi nu, astăzi nu avem azi, dacă vrei poți să te filezi, cine nu vrea. Noi am avut în 2018 peste 100 cât ceva de mii de, cum îi zice, interceptări. Da, o persoană a fost interceptată pe diferite dosare, nevoie să nu înseamnă cu 120 ceva de mii de oameni, dar vreo 30 de mii de oameni pe diferite aspecte. Neavând acest registru unic, noi nici în ziua de azi, cel care este ascultat, cum este într-o țară normală, este anunțat că a fost ascultat pe dosarul cu tare sau cu tare, pur și simplu interceptat, cetățeanul nu știe, dosarul poate să continue 50 de ani, și, așa cum e specific Republicii Moldova, dar între timp pot avea loc scurgeri de informații din viața privată, deci a persoanei, atât cât a timp fost filat. Da? Dar noi știm foarte bine că dreptul la corespondență, la viață privată, încă nu l-a anulat nimeni în Republica Moldova. Și acum, întrebarea este ce acțiuni s-a întreprins împotriva acelor deci colaboratori care aveau în gestiune un anumit dosar și de acolo au avut loc anumite descurgeri. Și dacă legislația de astăzi nouă ne permite să acționăm într-un fel și dacă trebuie dinăsprit cumva legislația pentru asemenea tipuri de cazuri. Mersi. Cu certitudine trebuie dinăsprit de identificat acel mecanism care să fie eficient, să descurajeze acele intenții de scurgere de informații, dar vreau să vă aduc la cunoștință, domnul președinte, că pe parcursul ultimilor ani, inclusiv perioada vizată, noi nu am avut cazuri înregistrate de scurgere a informații din partea angajaților centrului. Aceste informații au fost scurse la următoarele etape, inclusiv în cadrul solicitării autorizărilor anumitor măsuri speciale de investigații. Și cele menționate le-am expus inclusiv prin prisma necesității stringente de modificare a legii 59. Am menționat și la celelalte ședințe grupul de lucru din special creat pentru aceasta din cadrul Ministerului Justiției din luna iunie 2015. Deci tot avem și un proiect cât de cât apropiat de, care ar putea fi propus deja spre el audierilor publice sau dar problema e mult mai complexă cât pare la prima vedere și ne dăm bine seama că a fost compromis întreg acest proces. Vedem și cazurile care sunt mediatizate cu cel puțin din partea angajaților centrului nu au fost astfel de cazuri constatate și nu au fost implicați angajații centrului în astfel de măsuri. Altă parte, nu vă luați. Eu după ședință o să vă dau care anumii cazuri, adică un caz. Da, deci a apărut în spațiu public din viața privată, intimă, deci a unei persoane. Da? Ceea ce nu este corect. Deci telefonul persoanei date, deci a fost la dumneavoastră la centru. Nu a fost în altă parte atunci când a fost ridicat. Ceea ce este pe dosar, pe o furat,
Asta este ok să apară. Lumea trebuie să știe. Dar în ceea ce privește viața privată, deci a individului, vă rog, mă scuzați, dar arătându-l gol pușcă, asta nu este corect. Domnul președinte, sunt 100% de acord cu dumneavoastră și iarăși pentru precizare, nu exclud, posibil, haideți să vedem care este cazul respectiv, dar trebuie să cunoașteți că nu ofițerii de investigație gestionează, deci au acces la telefonul respectiv, ei asigură procesual toate acțiunile necesare prin care transmit toate aceste probe și procurorul este cel care decide într-un final cum apreciază, cum administrează aceste probe. De asta eu și spun, noi trebuie să avem securizarea procesului. Deci noi astăzi, deci trebuie să recunoaștem că noi avem o problemă de securitate în ceea ce privește secretul, deci propriu-zis, acelor materiale care dumneavoastră le aveți ca probe, deci video sau audio. Pentru că acestea sunt proceduri din urmărire penală, ele trebuie să fie, ele sunt corecte. Da, dar sunt anumite probleme care v-am spus, care nu oferă nicio securitate, nicio garanție. Noi nu avem astăzi un registru unic privind interceptările, care este mare problemă și o să trebuiască să o rezolvăm în timp apropiat, pentru că noi totuși nu știm cine trebuie să fie cel care duce evidența acestui registru unic. Și doi, securizarea materialului. V-am spus, tot ce este pe faptă trebuie să apară public, dar ce aici privește viața privată, mă scuzați. Mersi. Compartimentul, doar o scurtă intervenție. Monitorizării interceptărilor, noi am inițiat un soft pe modelul colegilor din Lituania, am avut ocazia să cunoaștem cum au loc la ei aceste procese, în care să fie acumulate absolut toate interceptările care au fost dispuse de-a lungul perioadei activității centrului, pentru că ulterior noi la moment putem să ne pomenim într-o situație în care avem anumite informații, intervenim cu solicitarea de a fi autorizate anumite interceptări ale convorbirilor telefonice și nu excludem posibilitatea că această persoană a fost și anterior interceptată, dar informația nu se păstrează instituțional, rămâne în fiecare dosar care se expedează în judecat sau este clasat și se pierde urmă. Acest soft la moment se elaborează, urmează să fie probabil suplimentar adus. Eu, în general, cred că nu ați reușit să-mi confirmați, dar ce înțeleg eu, noi avem, în general, și o problemă de lichidare. Deci să nu rămână, deci la procuratură trebuie să rămână doar acele interceptări care pot fi anexate la dosar. Restul cei ce a fost alt tip de corespondență, acela trebuie să dispară, el nu trebuie să apară, deci, în viața publică. Eu înțeleg că asta e cel mai interesant în viața privată, de uitat prin cheia, știi cum, de la broască sau cum se mai numește. Dar, deci, noi... Deci public trebuie să apară doar materialul deci, care este anexat la material, restul viața privată. Deci dacă aceste persoane s-ar merge la CEDO, că a fost, cum zice, lezat dreptul la viața privată, Republica Moldova ar plăti sute de milioane, deci ar plăti. Mersi. Da, aveți dreptate, domnul președinte. Reglementarea în legislație cu privire la înfăptuirea măsurilor speciale de investigație, indiferent că vorbim de filaj, vorbim de interceptări, sigur, este o procedură foarte bine pusă la punct, se păstrează doar informațiile declarate pertinente de către instanța de judecată, celelalte se nimicesc. Când colegul a vorbit despre scurgerile de informații, noi ne-am referit mai mult la scurgerile de informații legate de faptul că un anumit subiect este investigat de noi. Deci pe noi anume ne interesează să securizăm informația dată. La ceea ce v-ați referit dumneavoastră cu viața privată, sigur ar trebui de creat un mecanism și un registru unde să fiecare persoană care a avut contact, care a avut tangență cu acele informații inclusiv din viața privată, ele sub semnătură sau undeva să fie consemnate ca să fie mai ușor de verificat tot acest lanț. Mai sunt întrebări? Da. Da, domnul Andrei. Da. Некоторое время назад было решение Высшей судебной палаты в отношении одного из судей, которых один широко известный в узких кругах прокурор с поддержкой оперативных служб задержал якобы при получении взятки. Прокурор был оправдан решением Высшей судебной палаты. Один из аргументов была провокация со стороны прокуратуры и оперативных служб. Наверное, вы не можете не знать этот случай. Вопрос. Вы практикуете такие методы работы в отношении отдельных дел? И каковы последствия? Или не практикуете? Каковы последствия были в результате такого решения для сотрудников, которые были вовлечены в эту провокацию со стороны прокурора, учитывая решение Высшей судебной палаты? Мы находимся в эфире. Я бы не хотел называть фамилию прокурора и фамилию судьи.
Если вы случай не помните, я могу напомнить. Прокурор Якимовский, судья Георгий Попа. Din câte mi-aduc aminte, noi am asigurat suport operativ în cadrul dosarului în cauză, dar mai mult ca atât vreau să vă spun că niciun caz de documentat în care au fost vizați magistrați, judecători, procurori, nu a ajuns într-o fază finală, revenind și la subiectul care a fost abordat de doamna președinte Stamate, legat de condamnările care sunt, decât o amendă simbolică. Subiectul provocării în genere este un subiect care poate fi o întrebare retorică, probabil, pentru că aceeași provocare, limita provocării, are loc și în cadrul testării integrității profesionale. La un moment dat, unele voci, unii juriști, totuși iau poziția că este mai mult o provocare în situația în care nu poate fi altfel atrasă atenția. Noi, cunoscând despre modelul de modul de operare a acelui funcționar care este vizat într-un caz de corupție, în alt mod decât fiindu-i exact după modelul care îl aplică, atras atenția, propus acea mită sau cunoscând toate particularitățile specifice de la un caz la caz care diferă. De aceea nu știu dacă e cazul cum să dezvoltăm acest subiect, dar subiectul provocării, după părerea mea, am putea discuta la nesfârșit despre ce e provocare. Nu știu dacă cineva din colegi poate suplimentar să mai comenteze ceva, dar... Noi o să verificăm dacă au fost careva sesizări și o să vă informăm care a fost rezultatul. Pentru că dacă a fost decizia Curții Supreme de Justiție, cu siguranță în cadrul Procuraturii Generale a fost inițiată o investigație și probabil au cerut informații și de la noi. Vă informăm cu siguranță dacă am avut sau nu am avut careva verificări la cazul dat. Da. Спасибо. Очень хотелось бы знать результаты или последствия решения Высшей судебной палаты и выводы, которые есть в этом решении в отношении лиц, принимавших участие в этой провокации в отношении судей. Коллеги, алты întrebări, dacă mai sunt? Да, domnul Kiriac, vă rog. Bună ziua. Vreau să întreb, aveți un număr foarte mare de cauze penale pe care urmărirea penală se exercită o perioadă îndelungată de timp. Îndeosebi ne interesează cauzele penale de rezonanță sporită, inclusiv care au fost clasate în perioada anilor 2020-2021, în care prejudiciul statului care a fost adus este unul mare în viziunea noastră. Ne interesează despre cauzele penale privind fraudarea bunurilor publice a terenurilor de către anumite companii. Ne interesează informația pe cauzele penale privind abuzuri, presupuse abuzuri comise de factori decizii Agenției Proprietăți Publice, inclusiv în procesul de privatizare a pachetelor de acțiune a statului, inclusiv Tracom. Privind presupusele acțiuni legale de factori decizii a întreprinderii de stat, centrul de instruire și producție, care au fost implicați împreună cu anumite societăți comerciale manifestate prin întocmirea și punerea în aplicare a unor scheme de însușire a anumite terenuri, cu numere cadastrale care am putea inclusiv să le comunicăm. Și un număr mare de cauze de acest fel, vreau să întreb, atunci când există aceste cauze, când există percepția că statul a fost prejudiciat într-un volum atât de mare, peste o perioadă de timp, așa anume în perioada 2020-2021, multe cauze de acest fel au fost clasate. Dacă ați putea să ne spuneți. Deci, o să încerc să răspund. Sigur că toate dosarele care le avem în procedură la un moment dat necesită o atenție sporită, nu de a face diferență în ele, dar de a prioritiza într-un mod oarecare
care cauze sunt de importanță socială mai sporită sau nu. Regret că nu avem capacitatea de a le finisa pe toate într-un termen scurt, așa cum este, sunt așteptările tuturor. Însă aș vrea ca mandatul comisiei să fie extins, ca să fie posibil să așeze cu fiecare dosar în parte despre care întrebați, să se vadă volumul care a fost făcut pe fiecare în parte, pentru a putea da apreciere dacă un ofițer a fost eficient sau nu, într-un caz concret sau nu, dacă a deviat cumva de la acumularea probatoriului calitativ în direcție negativă sau nu, deci ar trebui să avizăm fiecare în parte. Deci eu ca adjunct nu am citit toate sute de dosare care sunt în gestiunea centrului, însă eu încerc să motivez pe fiecare ofițer prin participare proprie. Deci eu am rugat ca în fiecare caz de grup de urmărire penală să fiu inclus și eu și ca sâmbătă și duminică, când în mod normal ar trebui să fiu acasă, să lucrăm, să las într-o parte interesele personale sau să las într-o parte interesele familiei și să lucreze, să muncească. Cât de mult se primește sau cât se vede asta, nu știu, însă dacă transformăm totul în cifre, ani, perioade, deci nu știu dacă o să avem rezultatul final. Doar am vrut să punctez un moment oarecare. Deci atunci când eram monitorizați de Fondul Monetar Internațional și când am participat în discuție cu câțiva experți online, le-am comunicat că am făcut o analiză la un moment dat și 62% din dosarele investigate de organul de urmărire penală a centrului la momentul respectiv nu erau de competența noastră. Deci prin inerție nouă ne sunt date dosarele care sunt competența altor organe. De aia că cât de cât s-a mai păstrat un colectiv cât de cât bun. Și de la noi fug. Chiar și săptămâna trecută a plecat o persoană care a lucrat foarte mult pe dosarul fraudei bancare, care e o pierdere enormă. Doar că încercăm să-i motivăm să țină. Din păcate, nimeni n-a vrut să vină. La câți le-am propus să vină la centru, toți au refuzat. Nimeni nu vrea. Deci, noi încercăm să depunem efort atâta cât putem. Domnul deputat, pe suplimentar la întrebarea care dumneavoastră ați enunțat-o, dacă e posibil, poate ne dați lista la acele dosare care pe dumneavoastră vă interesează și vreți să le analizați și noi o să pregătim de îndată note. Bine? Ana Calinici, întrebarea către domnul Flocea. Noi cunoaștem că în cadrul CNA sunt angajate multe persoane care sunt într-un anumit grad de rudenie. Da? Sunt cupluri, este tată, fiu. Dumneavoastră, în calitate de conducător, cum vă asigurați că în cazul dat nu sunt anumite conflicte de interese, cât este de ok această practică în general și în calitate de conducător, cum acționați ca să preveniți careva conflicte de interese? Mulțumesc. Această practică nu este doar în cadrul Centrului Național Anticorupție, asta e viața. De obicei, persoanele se atrag unele pe altele în anumite funcții. La nivel managerial, procesul de încadrare în cadrul centrului are loc strict în baza concursului. Există comisii, în cadrul comisiei avem reprezentanți inclusiv din societatea civilă și din Colegiul Disciplinar al Centrului Național Anticorupție. Concursul este compus din câteva etape care spre final se finalizează inclusiv cu trecerea detectorului comportamentului simulat. Credeți-mă că doar cei care au avut rezultate bune la probele concursului și doar cei care trec cu brio detectorul de comportament simulat au posibilitatea să fie angajate în cadrul Centrului Național Anticorupție. Ulterior, în cazul în care se constată că cineva din rude este în careva relații de subordonare față de o altă rudă, indiferent de... Deci, în conformitate cu legislația, așa cum prevede gradul care trebuie declarat, se emite o dispoziție de un potențial conflict de interese. Acesta se raportează în conformitate cu legislația în vigoare și prin indicația, dacă vizează vreun conducător prin decizia conducerii centrului, dacă mă vizează pe mine personal, atunci prin raportarea ei către Autoritatea Națională de Integritate se exclude acest potențial conflict de interese.
A existat această practică, s-a emis astfel dispoziții? Da, sigur, dacă doriți statistic, noi putem să vă oferim pe perioada din 2016 până în prezent câte situații de conflict potențial de interese au fost declarate în conformitate cu legislația în vigoare. Da, mulțumesc. Da, dacă sunt întrebări, ca să nu monopolizăm noi. Da, bună ziua, mă numesc Artemie Cătănoi. Analizând raportul dumneavoastră pe anul 2020 privind dosarele în instanța de judecată, văd pe anul 2020 în raport găsesc 314 capete de acuzare, din care în 76% din acestea, deci instanța a constatat vinovăția inculpaților. Și adică au rămas 238 dosare, ceea ce înseamnă pe capete de acuzare, ceea ce înseamnă pe 76 de capete de acuzare, adică instanța a dat câștig acestor persoane. Totodată vedem că din 238 de capete de acuzare, 70% au primit amende și numai 4 cazuri de capete de acuzare avem condamnare, adică cu executare, da? Asta e 1,7%. De ce se întâmplă acest lucru? Calitatea proastă a probelor sau care e motivul că până la urmă ajungem numai cu 4 dosare de condamnare? Când permiteți să încep eu să răspund, controversatul proces de administrare a probelor, iată și revenind chiar și la subiectul legat care l-a abordat domnul deputat Ulanov, legat de, într-un caz este provocare. Chiar pe cazul respectiv, deci cazul este în 2013, trebuie să vă mai aduc la cunoștință că prima instanță l-a condamnat pe vizatul judecător la 7 ani privațiune de libertate, ca ulterior să se expună Curtea Supremă de Justiție, anume pe elementul de provocare, dar este foarte discutabil, iarăși revenind la elementul de provocare. Ce înțelegem noi prin provocare și atunci, haideți, noi cunoaștem cum are loc un tangou de ăsta de corupție prin care cineva invită la dans celălalt, continuă dansul și este asta provocare sau nu atunci când sunt arătate prin diferite semne suma care trebuie, care este cerută sau exact și situația legată cu condamnări. Este un proces care depășește probabil limitele intervenției angajaților centrului. Acuzatorii în fiecare instanță, probabil sunt procurorii și chiar uneori suntem și noi nedumeriți despre sentința finală care este adoptată pe caz. Vreau să revin din nou la acel subiect care l-am abordat un pic mai devreme cu referire la sancțiunile demotivante. Ținând cont de faptul că legislația actuală, în special vorbim de codul penal, la capitolul sancțiuni oferă o anumită arie de manevră pentru judecători la discreția lor. Anume din cauza asta, judecătorii de multe ori încearcă în sancțiunile pe care le aplică să meargă pe sancțiunea mai blândă. Există practica altor state unde clar se indică în partea finală de sancționare a infracțiunii, că pedeapsa este doar așa și nu îți oferă fie amendă, fie pedeapsă cu așa, cu privarea dreptului de libertate sau fără. Deci rămâne, actul justiției rămâne la propriu doar în mâna instanței de judecată. Dacă noi am face aici o prioritizare și dacă noi am face aici o regulă și am înăspri un pic aceste sancțiuni, poate situația ar fi altfel. Însă, pe de altă parte, avem voci care vorbesc despre criminalizarea excesivă a societății, pentru că trebuie să luăm în calcul și acele categorii de funcționari care cad sub incidența codului penal și poate nu sunt ei până într-atât de școliți din punct de vedere juridic ca să înțeleagă că au comis o infracțiune de corupție. Deci tot acest lucru se examinează inclusiv prin prisma practicii judiciare, prin prisma deciziilor CEDO, pentru că probabil ați observat că foarte, foarte adesea se vorbește despre anume acest proces în care trebuie să evităm cât mai mult aresturile excesive, sancțiunile dure. Deci este un cântar care trebuie foarte atent analizat, în primul rând de către legislativ,
ca să vedem cum procedăm mai departe pentru a descuraja pe viitor înfăptuirea actelor de corupție de către funcționarii publici. Din diagrama care mă uit acum, aplicarea pedepsei în locul închisoare, dacă luăm 2016, vedem că au fost 20% condamnați cu 5 ani termenul mediu. Când ne uităm chiar și 2019, avem 13, 2 ani și 5 luni, când ne uităm pe 2020, 3%. Pe 2 ani și 7 luni, adică și termenul mediu a scăzut și procentul de condamnare a scăzut foarte drastic, adică vreau să vă atrag atenție. 10% de 2019. Corect, corect. Vreau să vă atrag atenție că analiza prin prisma diagramei de care spuneți dumneavoastră nu este întocmai aplicabilă, pentru că până în anul 2017 adjunctul meu a menționat acest lucru, noi am avut cu totul altă competență și rata infracțiunilor grave și deosebit de grave remise în judecată a fost mult mai mare datorită faptului că noi am avut această competență și ulterior, începând cu anul 2018, noi ca instituție activăm mai mult pe seama infracțiunilor de corupție mică și corupție sistemică și evident asta se răsfrânge și asupra deciziilor judecătorești care se aprobă de către instanțele judecătorești. Небольшое дополнение, поскольку вы снова подняли вопрос в отношении приговора Высшей судебной палаты. Одну цитату, просто для четкого понимания, спорный этот вопрос с точки зрения провокации или нет. «Коллегиал пенал рджит, ал курти супрема де юстиция, стабилит, кая фосту провокаре пус апекали де катре органили де дрепт, тщинково синтагмы, кая а фосту инсценари ку импликаре агенци лор статулы». Пункт. Domnul deputat, procedăm așa cum am vorbit. Noi o să vă prezentăm informația în cazul în care am fost abordați pe marginea acestei decizii. Noi o să vă prezentăm o notă. Da, bună ziua. Întrebarea mea probabil că e către domnul director Vlocea. În raportul prezentat de dumneavoastră, acolo, dacă nu mă înșel, figurează cifra de 56 de persoane care au avut de suferit în rezultatul careva activități a ofițerilor de investigații din incompetență sau din rea voință, eu nu știu. Acolo este cifra de 56 de persoane, eu așa am înțeles. Pe de o parte, au fost nedreptățiți, pe de o parte. Pe de altă parte, la spatele acestor investigații stau ofițerii care au efectuat careva acțiuni. Răspunderea lor, inclusiv în baza articolului din legea activității speciale de investigație, este articolul 13, dacă nu mă înșel, da? Răspundere disciplinară, contravențională și penală, da? Pe mine mă interesează, eu nu vorbesc că i-au roșit pe față, eu nu vorbesc că au avut careva remușcări. Centrul Național de Anticorupție au luat careva măsuri privitor la acești ofițeri care au investigat și în rezultatul activității lor au avut de suferit oameni simpli. Da, dumneavoastră, dacă chiar... da, în ce mod? Poate da. Nu, doar ca să clarificăm, din care diagrama ați luat cifra asta de 56? În raportul prezentat, dacă nu mă înșel la prima audiență a dumneavoastră, ceva am găsit acolo. Dacă trebuie, știi, am să găsesc. E posibil să ne dați ceva detalii, pentru că nu există careva decizii judecătoriești definitive care să arate că datorită neglijenței sau inactivității angajaților centrului, 56 de persoane să fac pătimite. Poate vă referiți la lista celor care au fost scos de sub urmărire penală pe anumite scheme. Sau... Deci trebuie să vedem în cu raport cu care informație e prezentată și cu siguranță noi vă anunțăm. Dar în aceste cazuri, dumneavoastră aveți așa cazuri? Fiecare solicitare din partea oricărui cetățean care se simte sau a fost lezat în drepturi se examinează prin prisma legislației în vigoare. Și avem aici două căi. Prima cale, dacă e vorba despre o încălcare, o pretință încălcare disciplinară, ea se examinează prin prisma colegiului disciplinar al Centrului Național Anticorupție. Avem o preetapă, anchetă de serviciu, care poate duce în final la propunerea de a supune angajatul în cauză pentru examinare în cadrul colegiului disciplinar și o a doua soluție, în cazul în care încălcarea angajatului, pretinsă încălcarea angajatului, depășește limita codului muncii, încălcării admise de codul muncii, noi ne adresăm către colegii de la organele procuraturii pentru ca ei să cerceteze sub aspect procesual penal
activitatea celor angajați. Avem cazuri, iată, chiar recent. În cifre, fost, puteți ne dați cazuri? Nu sunt gata acum informația aceasta să vă prezint, probabil este undeva în diagramele astea, dar eu o repet și noi vă prezentăm cu plăcere. Da. Și a doua întrebare. La prima audiere vi s-a pus o întrebare, eu nu mă țin minte cum a fost ea formulată, dar ați finalizat gândul cu vorbele spuse de dumneavoastră că cu ochii pe noi stă și SIS. Țineți minte? Ați spus așa ceva. Lămuriți, vă rog, în chestiunea asta. În ce măsură sunteți? V-a arătat SIS-ul vreodată așa din deget sau pur și simplu cunoașteți atribuțiile serviciului? Centrul Național Anticorupție este supus câtorva forme de control. Una dintre formele de control este cea prin care angajații Centrului Național Anticorupție pot fi supuși testării integrității profesionale, care se efectuează de către angajații Serviciului de Informații și Securitate. Totodată, ofițerii Serviciului de Informații și Securitate au competențe de a documenta anumite scheme cu implicarea angajaților Centrului Național Anticorupție și în comun cu cei de la Procuratura Generală, PCCOC sau cu care Procuratura interacționează ei, pot iniția anumite rapoarte, autosesizări sau constatări ale pretinsii activități infracționale care urmează să rezulte într-o cauză sau într-un proces penal instrumentat de către colegii de la organele procuraturii. Până la ziua de astăzi, eu nu am careva informații despre careva investigații făcute de SIS care s-ar fi finisat, soluționat cu careva cauze penale în coraport cu angajații Centrului Național Anticorupție și nici despre careva teste ale integrității profesionale, pentru că conform legislației rezultatele testelor se înaintează Centrul Național Anticorupție pentru a fi examinate în cadrul Colegiului Disciplinar. Mulțumesc! Da, mulțumesc dumneavoastră! La ultima audiere noi am discutat un pic despre dosarul ambulanțelor. Dacă îmi permiteți să revin la achizițiile în sănătate, fiindcă ăsta este un domeniu tare bănos pentru unii și tare problematic pentru alții. Problematic pentru cei care, de fapt, ajung să consume acele produse care sunt achiziționate în mod fraudulos prin achiziții aranjate, fraudate în achizițiile în sănătate. Și dacă îmi permiteți, eu vreau să vă întreb vis-a-vis de dosarul insulină. Toată lumea știe despre acest dosar, în presă s-au scris multe, deci eu înțeleg că în 2019 a fost pornită urmărirea penală, au fost audiate mai multe persoane, au fost cercetate probe, a fost audiat și fostul director, nu știu dacă, probabil că nu mai este, era atunci directorul Centrului Național pentru Achiziții Centralizate în Sănătate. Presa scrie că ar fi fost pus și sub învinuire pentru organizarea în mod dubios a licitației și achiziția unui preparat de calitate îndoielnică. Deci era vorba de o achiziție de 27 de milioane de lei, o achiziție a unui singur tip de analog de insulină pentru toți pacienții de diabet. Deci informația prezentată de Ministerul Sănătății pentru luna septembrie anul curent, încă 15.000 de cartușe de insulină rămâneau neutilizate. Și suntem la câțiva ani după realizarea achiziției. Deci aceste cartuși, fie deja au expirat, fie urmează să expire, deoarece ele nu sunt utilizate. Este clar că cine a făcut această achiziție, probabil știa foarte bine că ele nu vor fi utilizate, fiindcă ele nu se potrivesc tuturor tipurilor de bolnavi de diabet. Din informații de care dispunem noi, la 9 februarie 2021, această cauză a fost clasată. Această cauză penală a fost clasată. Dacă ați putea să ne oferiți mai multe detalii. Deci eu cred că principalul mecanism prin care noi putem să prevenim achiziții de genul ăsta, nu doar în sănătate, dar în special în sănătate acolo unde merge vorba direct despre sănătatea cetățenilor noștri, este ca o dată, de două ori, de trei ori, să-i sancționăm pe cei care își permit unul să irosească banii publici în modul respectiv și doi, să pună la risc sănătatea oamenilor. Noi deocamdată n-am văzut niciunul sancționat pentru achiziții frauduloase în sănătate, în special în sănătate, că celelalte, dar în general în achiziții mare problemă în domeniul achizițiilor publice. Dar în achiziții în domeniul sănătății nu am văzut nici
o persoană sancționată. Ce se întâmplă? Mersi. Dacă se poate să răspund eu. Deci, referitor la dosarul care l-ați nominalizat, deci, nu l-am citit exact eu, dar putem prezenta o notă informativă detaliată când, ce s-a constatat și care au fost motivele puse la baza soluției adoptate de procuror, cât privește achizițiile în general. Dumneavoastră probabil cunoașteți sau v-ați informat referitor la cât de mult a fost influențată legislația în domeniul achizițiilor pentru a fi foarte permisivă. Evident că în fiecare caz aspectele de formă sunt respectate. Dar noi prezumăm că în spatele unor asemenea scheme sunt interese de altă natură, care urmează a fi documentate în regim online pentru a cunoaște cine, când și de ce a intrat în posesia unui lot sau a unei achiziții. Deci, pentru asta, este nevoie de dezlegat mâinile, ca organele să fie posibile, să fie în momentul când au loc achizițiile, nu post factum, când licitația a avut loc deja și toate documentele sunt ca pe Indigo corecte. Pentru că problema nu e în respectarea condițiilor de formă, ci în interesele care sunt în spatele unor asemenea scheme. Îmi permiteți eu să completez. Într-adevăr, noi o să vă prezentăm nota, că colegul, dacă nu cunoaște rezultatele, unica ce cunosc eu în coraport cu această situație este faptul că în paralel a mai fost inițiată o cauză penală pentru spălare de bani în privința agentului economic care a câștigat licitația și ultima informație pe care o discutasem ceva timp în urmă cu colegii era că suntem la etapa parvenirii răspunsurilor pe comisiile rogatorii, pentru că acolo se vede un decalaj foarte mare între prețul cu care a fost achiziționată de la producător insulina și prețul cu care statul a plătit-o real deja aici la... Da, o să facem o notă comună pe ambele dosare și o să prezentăm ca dumneavoastră să vă informați. Temeiul informației care ne-ați pus-o la dispoziție dumneavoastră, am analizat informația despre subiecții speciali urmăriți, investigați de către Centrul Național Anticorupție. Dacă vă aduceți aminte, anterior au existat în presă mai multe declarații, precum că Centrul Național Anticorupție se axează primarii din opoziție, încearcă să îi determine într-un fel sau altul să treacă de la un partid la altul. Iată, noi am făcut această analiză și am observat că din 23 de primari care au fost supuși urmăririi penale, doar unul singur a fost expediat în instanța de judecată, care făcea parte dintr-un partid care a desemnat la acel moment conducerea CNA-ului. Din 23 de primari supuși urmăririi penale, 9 au aderat la acel partid care a desemnat conducerea Centrului Național Anticorupție. Credeți că a existat o presiune din partea Centrului Național Anticorupție și dacă Centrul Național Anticorupție a fost utilizat pe post de a face presiuni asupra unor primari de a-și schimba partidul, orientarea politică, etc.? Domnul deputat, eu vreau să vă anunț că noi nu facem diferența între subiecții infracțiunilor de corupție după apartenența politică. În cazul în care avem indicii clari că un subiect sau alt subiect are careva implicări în careva acte de corupție, mergem așa cum prevede codul de procedură penală, se pornește un proces penal, se pornește o cauză penală, după aceasta fie reținere în flagrant, fie documentarea în paralel a activităților sale. Mi-ar fi și mie interesant să văd analiza care ați făcut-o dumneavoastră, pentru că, sincer vă zic, eu nu, noi nu facem astfel de divizări. Este cert un singur lucru. În capul mesei, în cadrul Centrului Național Anticorupție, stă legislația. Noi nu facem careva justiție selectivă în favoarea careva partide politice. E o altă chestie că de multe ori sesizările
cu privire la pretințiile activității cu tentă corupțională, a, inclusiv a subiectelor din cadrul administrației publice locale, vin de la concurenții politice la acestor persoane, consilieri ai diferitor partide sau în cazul în care se fac anumite acte de revizii financiare de către instituțiile statului. De fiecare dată, conform legislației în vigoare, noi suntem obligați să reacționăm și anume examinăm, punem în capul mesei toate probele care s-au acumulat și în funcție de rezultatul acestei anchete se dispune fie începerea unei urmăriri penale, fie neînceperea unei urmăriri penale. Dar încă o dată, repet, în cadrul Centrului Național Anticorupție, justiția este una veritabilă pe baza legislației în vigoare și nu una selectivă. În aceeași, practic în același context, nu se referă doar la primari de diferită apartenență politică, eu înțeleg argumentele juridice sau așa, deci de multe ori ne putem ascunde în spatele unor argumente juridice și majoritatea din sala asta suntem cu studii juridice și vom înțelege argumentul dumneavoastră. Totuși, eu cred că și dumneavoastră înțelegeți și probabil discutați cu prieteni, cu colegi, cu cetățenii obișnuiți și vă întreabă de multe ori, dar cum se face că în multe cazuri de rezonanță se refuză pornirea urmăririi penale, chiar dacă în spațiu public apar probe video sau acte de constatare ale altor organe, unde figurează fiind implicați în, potențial implicați în diferite scheme sau infracțiuni, exponenți ai partidului care la momentul actual se afla la guvernare. Și asta este cumva așa clasica genra în țara noastră. Și am să vă dau doar câteva exemple. Și anticipez că unele cazuri dumneavoastră să spuneți că nu e la noi, la Procuratura Anticorupție. Dar totuși, acțiunile legale ale președintelui raionului Dubăsari, Filipov Grigore, pentru oferirea resurselor financiare pentru organizarea aducerii locuitorilor din Transnistria la votarea raionului Criuleni, în favoarea partidului PSRM. Acțiunile legale ale consilierului din Consiliul Municipal Chișinău, Vasile Chirtoca, și administratorului taxis Servis Angela Efremov. Înțeleg că ca subiect după competență consilierul municipal la PA, dar administratorul taxis Servis ar putea să fie la dumneavoastră. Acțiunile șefului Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare ale Consiliului Municipal Chișinău, Crăciun Nicolae, care ar fi permis, pretins de la directorul unei fundații mijloace financiare în sumă de 38.000 de euro. Acțiunile ilegale ale factorului decis din cadrul primăriei municipiului Chișinău și altor instituții, manifestate prin eliberarea actelor permisive în construcții blocului locativ din strada Bulgară 5, municipiul Chișinău, fapt ce ar fi permis depășirea înălțimii admise. Deci sunt multe, în principiu, și o bună parte cumva sunt în, după dacă să ne uităm după suma prejudiciului și după subiecți în competența Centrului Național Anticorupție. Ce se întâmplă? Toți cetățenii văd despre aceste pretinse ilegalități. Sunt uneori plasate chiar în registrări video în spațiu public. De asta, deci asta ar fi cumva unul dintre motivele pentru care nu există încredere, sau încrederea este foarte mică în organele de urmărire penală și în organele de combatere a corupției, deoarece sunt cazuri de rezonanță, sunt cazuri care sunt făcute publice și, din păcate, fie se refuză pornirea urmăririi penale, fie dosarele de rezonanță se clasează ulterior. Eu înțeleg că argumentul l-am auzit și în primele două audieri, Procuratura Anticorupție. Pe urmă vine Procuratura Anticorupție, cum a venit în audierea precedentă și spune că, da, ofițerii CNA, de fapt, nu dau curs indicațiilor date de procuror. Și avem ping-pongul ăsta între CNA și Procuratura Anticorupție, care este clar că, la un moment dat, trebuie să finalizeze. Dacă am avea din partea Centrului Național Anticorupție, inclusiv în rapoartele dumneavoastră de activitate, o detaliere și cumva o, fără a arunca mingea sau a arunca piatra în ograda Procuratorului Anticorupție, o raportare mai detaliată vis-a-vis de activitatea pe care o desfășoară centru,
actele pe care le adoptă pe anumite cauze și nu trebuie să le publicați, că eu înțeleg că e în cadrul urmăririi penale și nu le puteți face, dar să fie foarte clar că soluțiile care au fost sau toate acțiunile care trebuiau să fie desfășurate de CNA au fost desfășurate și iată, pe final, procurorul nu a dispus sau a dispus clasarea cauzei penale, atunci lucrurile cumva ar fi clare. Deci nu știu dacă este o întrebare, de fapt. Dacă vreți să comentați, puteți să o faceți. Noi o să ținem cont de sugestia dumneavoastră și o să ne străduim să detaliem rapoartele pe viitor. Și în același context, cumva mai deschis față de public, ca să înțeleagă ce se întâmplă la Centrul Național Anticorupție, care sunt acțiunile pe care întreprinde centrul, fiindcă ați văzut și aceleași cu vame și cu... Deci, 30 de reținuți. Și mai departe? Nimic. Încă 29 de reținuți. Mai departe? Nimic. Deci cumva screază... Și deja chiar și pe noi, când mergem la emisiuni, poate ați observat, pe noi ne întreabă. Dar reținerea asta a fost așa de ochii lumii, numai că s-a arătit că l-a reținut și după asta îi dau drumul? Înțelegeți? Deci asta cumva a ajuns într-o... tragico-comedie ceea ce se întâmplă la noi pe segmentul combaterii corupției. Colegi, mai sunt întrebări? Eu aș mai avea o întrebare, probabil ultima, de precizare. La ultima audiere pe care noi în cadrul cărei am discutat cu dumneavoastră, s-a ridicat întrebarea cu privire la integritatea sau anumite, haideți să spunem așa, semne de întrebare cu privire la averele deținute de unii colaboratori ai centrului, despre care au scris și presa de investigații. Unele detalii le putem vedea și în declarațiile de integritate, de avere și interese. De exemplu, elementar, sunt mai mulți dintre conducători, am în vedere șefi de direcții generale, șefi de direcție a CNA-ului, care declară că nu au în proprietate niciun automobil și folosesc mașini în posesie, da? Sau în, deci transmisii de către cineva, auzi. Eu înțeleg că asta este perfect legal și din punct de vedere juridic nu vă poate invoca nimeni nimic și nici ANI-ul nu vă poate face nimic. Totodată, ca aparență, lucrurile arată ciudat, fiindcă oamenii de rând o să întrebe, dar deși n-am eu și eu un cumătru sau un cumnat, care îmi transmite o mașină pe care să o folosesc după bunul meu plac, 3 ani de zile, în mod gratuit. Deci înțelegeți cam care este. Și la audierea trecută v-am întrebat de câte ori dumneavoastră, domn director, ca și conducător a instituției, sau ce ați făcut, fiindcă ați promis atunci în cadrul concursului, că veți asigura curățenia în cadrul CNA. Și ce ați făcut? Și ați spus că ați sesizat ANI-ul. Noi am întrebat ANI-ul. Și ANI-ul a spus că în perioada de referință, din 2019 până acum, în principiu, perioada asta, nu a fost sesizat niciodată de către conducerea CNA, pe marginea unor eventuale, deci se întreprinde cumva o verificare a averii, intereselor, funcționarilor centrului. Și cumva informația asta este contradictorie. Am vrea să știm care este totuși adevărul. Deci, dumneavoastră nu aveți niciun dubiu cu privire la averile și interesele angajaților sau totuși ANI-ul ne prezintă informație eronată că dumneavoastră i-ați sesizat, dar de fapt ei spun că nu i-ați sesizat. Mulțumesc! Chiar 2 săptămâni în urmă am făcut o sesizare recentă către ANI pe unul din reportajele apărute în mass media, dar într-același timp vreau să fie de înțeles că sesizările către ANI, care sunt ale noastre, nu se duc de fiecare dată direct de la noi, ci și prin colegii de la Procuratura Anticorupție. Deci noi avem cazuri clare unde noi, în cazul în care se vorbește despre o pretinsă îmbogățire ilicită sau despre altceva, noi sesizăm sesizăm instanța de bază, cum ar fi Procuratura Anticorupției, care la rândul ei solicită informații sau controle la ANI. Avem cazuri mai multe la acest subiect în care ANI-ul a efectuat controle. Și dacă ne dați subiecții, numele, noi putem să vă prezentăm fiecare din ei, în coraport cu fiecare din ei, ce acțiuni sau întreprinse. Dar eu înțeleg că acest caz din ultimele, deci acum 2 săptămâni, este unicul pe care dumneavoastră ați fi sesizat ANI-ul cu privire la, deci din 2019 până acum,
Cel nu, puțin deci, ca să contrapun nu, informația nu, prezentată de ANI. Deci uitați-vă ei... procedura cum lucrează în cadrul Centrului Național Anticorupție. Fiecare situație în care apar în public sau sunt aduse la cunoștința angajaților din subdiviziunea de securitate internă, se inițiază o anchetă de serviciu. Soluții sunt câteva. Una dintre soluții, subdiviziunea de securitate internă, efectuează anchetă de serviciu în care acumulează mai multe probe și exact așa cum menționați și dumneavoastră, în cazul în care legislația permite și a fost respectat, a fost făcută declararea acelui bun, cu toate ambiguitățile sau interpretările legislației care este, cazul se declară închis, raportat, dar închis. În alte cazuri în care există dubii, noi fie ne adresăm organelor procuraturii, fie la direct Autorității Naționale de Integritate. În ultimul caz de care am vorbit noi, era vorba doar despre o nedeclarare, motiv din care am interpelat la direct Autoritatea Națională de Integritate. În alte cazuri precedente care au existat, era vorba despre învinuiri aduse în comiterea infracțiunii de pretinsă îmbogățire ilicită și noi am acționat conform cadrului legal, am înaintat demersul din partea Subdiviziunii Securitate Internă către Procuratură și Procuratura, la rândul său, a interpelat inclusiv și ANI-ul. Mulțumesc. Eu, de fapt, am zis eu că e ultima întrebare din partea mea, dar nu chiar ultima, că totuși dosarele care durează mai mult de 3 ani este o întrebare care ar trebui să ne îngrijoreze pe toți și nu vorbesc despre dosare gen... ambulanțele, care înțeleg că poate este un volum foarte mare de lucru, dar sunt și alte dosare care cumva ne fac să ne întrebăm de ce. Deci, este, dacă nu sunt suficiente probe, să se adopte o decizie pe dosar. Dacă se vede că nu există posibilitate de a acumula mai multe probe. Dar așa, cumva le ținem deschis mult, mult timp în speranța că ce? Că expiră termenul de prescripție sau care este? Și vă zic câteva exemple. Deci, dosarul pornit pe schema de corupție cu implicarea angajaților întreprinderii de stat pentru silvicultură, repartizarea între factorii de decizie a întreprinderii de stat și angajații acolo silvic în proporții de la 30 la 70 a profitului obținut de la comercializarea masele lemnoase necontabilizate, dosarul pornit în 2018. Dosarul pornit pe schema de corupție cu participarea angajaților calea ferată, ce constă în colectarea mijloacelor urbănești de la însoțitori de vagoane pentru a camufla transportarea licită de pasageri sau bagaje, dar și pentru facilitarea promovării în funcția unor angajați. Deci tot e mai mult de 3 ani. Ambulanțele deja le-am discutat și dosarul cu primarul Nicoleta Malai, apropo, în contextul procesului de evaluare, deci de când am pornit evaluarea activității CNA, am primit o sesizare, o petiție din partea primarului respectiv cu expunerea problematicii dosarului. Deci eu nu mi-aduc aminte toate detaliile, dar colegii cunosc. Deci este un dosar care trenează deja de ani buni de zile. Care este tot motivul? De ce nu... Deci sunt anumite dosare, revin, pe care este clar că poate este nevoie de mai mult timp, dar sunt dosare care nu sunt, cel puțin aparent, nu sunt atât de complicate. Deci sau s-au adoptat o soluție, s-au încetat urmările penală, s-au clasat dosarul, fiindcă se creează impresia în societate, în public, că anumite dosare se țin deschise cu anumit scop. Dumneavoastră cunoașteți acest lucru, adică nu vă spun, nu este o premieră, lucruri pe care o spun eu. Și în contextul ăsta trebuie să fie făcut o regulă, dosarele care într-adevăr merită să fie menținute, pe care se lucrează și pe care nu există riscul că o să expire termen de prescripție între timp, fain. Dar toate celelalte trebuie să fie făcute regulile. Ele sunt multe, ele nu sunt 10, 20, 30, ele sunt sute de dosare și chiar, deci da, câteva sute de dosare care sunt mai mult de 3 ani, dacă nu greșesc acum, nu mi-aduc aminte cifrele că le-am analizat. Mersi. Eu aș face referire încă o dată la ceea ce a menționat colegul meu din cadrul Direcției Generale Urmăririi Penale, că fiecare dosar, ca să vedem dacă a fost o tergiversare intenționată sau nu, trebuie examinată în parte conform procedurii, așa cum prevede. Dar, la general, situația, într-adevăr, trebuie examinată prin prisma acelor activități care se înfăptuiesc în cadrul acestor cauze penale. Sunt cauze penale unde sunt înaintate comisii rogatorii care de 2-3 ani
nu sunt răspunsuri. În lipsa acestor răspunsuri, este imposibil de a genera vreo soluție, nici în favoarea încetării cauzei penale, nici în favoarea transmiterii sale în judecat. Pe de altă parte, sunt foarte multe expertize cu termen lung, iată, în cazul menționat de colegul dumneavoastră cu cele terenuri. Sunt dispuse expertize imobiliare care durează ani de zile. Dacă doriți, noi putem să vă facem o statistică, să înțelegeți cât timp durează o expertiză în construcții, expertize financiare. Deci legislațiile între timp au fost modificate, aceste expertize trebuie făcute doar de către niște experți autorizați și această perioadă este una foarte îndelungată și ea merge în defavoarea înfăptuirii unei justiții imediate, ca să o numim așa. Deci există mai mulți factori care duc la tergiversare, obiectivi de altfel, care duc la existența unui termen mai îndelungat de examinare a acestor cauze penale. Nu trebuie să trecem cu vedere și acel fapt că există foarte multe cauze penale care au fost pornite de către un organ de urmărire penală, la baza pornirii acelei urmăriri penale au stat anumite argumente. După aceasta, prin decizia organelor procuraturii, ele se redistribuie, fie vin la CNA, fie de la noi, se redistribuie în altă instanță și acest lucru din nou duce la o perioadă îndelungată de preluarea cauzei penale, de studiere, de examinare repetată a probelor, de audiere a persoanelor. În cazurile în care sunt vizați mai mulți subiecți care au oferit, spre exemplu, mita, unul dintre impedimente este și acela că mulți din ei nu sunt în țară. Suntem nevoiți să suspendăm cauzele penale din lipsa făptuitorului sau din lipsa persoanei care a dat banii. Deci, încă o dată vreau să mă repet că ar fi bine pe acele cazuri de rezonanță pe care dumneavoastră le considerați de cuviință să facem un control extins, anume pe aceste cauze, în comun cu colegii de la procuratură, care de fapt au și dreptul să ne controleze pe noi la aceste subiecte. Deci e dificil să vorbești la general, trebuie să vedem fiecare caz în parte. Eu înțeleg argumentul dumneavoastră și eu sunt de acord că într-o anumită parte din cauzele penale așa și este, așa cum spuneți dumneavoastră. Dar eu nu cred că ele sunt foarte multe, deci ele poate sunt în proporție de 20% din cele, toate cele care trenează mai mult de 3 ani sau au un termen de 1 la 3 ani. Nu uitați de prestația avocaților pe aceste dosare care ei, ăsta e scopul lor de a întinde la infinit aceste cauze penale, cu solicitări suplimentare de expertize, cu solicitări suplimentare de... Deci fiecare caz trebuie privit în parte. Dacă îmi permiți, eu doar să completez. Doar să completez. Deci sunt anumite cazuri, inclusiv din cele care le-ați enumerat, în care sunt mai mulți figuranți. Da? A fost dispus măsuri speciale, au durat 3 luni, s-au documentat 50 sau 100 de cazuri de corupție individuală, după care, pentru a nu ajunge în situația achizițiilor în sănătate care stă în instanță de vreo 4-5 ani și niciodată nu se mai adună toți avocații sau participanți împreună, se merge spre disjungarea în proceduri distincte și atunci dosarul de bază rămâne în procedură, iar o parte sunt disjunsă și transmisă în instanță. Asta nu înseamnă că el e lăsat pe linie moarte, deci sunt transmise. S-au adoptate decizii în caz în care, în privința unei persoane X, nu sunt componențe de infracțiune. Dar asta, din punct de vedere statistic, pur statistic, mărește numărul dosarelor rămase în procedură. Am în față, eu n-am să intru foarte mult în detalii. Este un, deci pot să dau citire, fiindcă este un document care ne-a fost adresat în mod oficial la comisie. Doamna Nicoleta Malai, nu știu dacă mai este acum primar, dar era primar, care a fost invitată la GBC, strada Cantemir, în 2017,
solicitându-se să adere la Partidul Democrat de Moldova. I-a refuzat. Și surpriza a venit imediat. La 14 martie 2017, în temeiul raportului ofițerului de investigație a CNA de atunci, a pornit urmările penale pe faptul corupției pasive, articolul 324, alineatul 2, în legătură cu faptul că membrii Consiliului Fondului Ecologic Național, precum și persoane publice din cadrul administrației publice locale, Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor, sunt remunerați pentru acordarea preferențială a contractelor unor firme. Iată, poftim achiziții, deci în unele cazuri, da, în unele cazuri nu. Și încă unul, un pic mai târziu, tot în 2017, pe faptul abuzului de putere. Deci, doamna, în 2019, depune o cerere, 30 mai 2019, privind accelerarea urmăririi penale, solicitându-se constatarea încălcării termenului rezonabil de către procuror la efectuarea urmăririi penale pe cauza, deci pe una dintre. Curtea de apel, între timp, în 2019, se expune pe procedura de licitație, declarând-o perfect legală, licitația de apă potabilă, deci există o decizie irevocabilă, definitivă, nu irevocabilă, instanță de judecată. Și totodată această cauză penală și acum este, deci nu este soluționată, deci nici încolo, nici încoace. Deci, cauza penală în privința subsemnatei Nicolae Mălai, în care a fost urmărit abuziv, reținut și arestat arbitrar și nejustificat în legătură cu desfășurarea licitației publici numărul cutare pentru aprovizionarea cu apă potabilă, până la moment este pendinte la CNA. Așa scrie doamna Mălai. Vedeți că deci asta este ceea ce a venit la noi, dar imediat prezumția, în momentul în care vedem acele sute de cauze care trenează de mai mult de 3 ani sau între un an și 3, imediat cumva apare dubiul ăsta, dar de ce așa? Iată, când vezi asemenea cazuri, parcă îți pare, ce probe mai ai de adunat? Deci lucrurile sunt relativ clare. Gata, licitația s-a desfășurat cu mult timp urmă, este decizia curții de apel cu privire la faptul că licitația s-a desfășurat legal, deci sunt aprobate într-un fel, validate de către curtea de apel la rezultatul licitației. Tot. Cam asta este. Stimați colegi. Este druga practică, când de la тоже в деятельности ЧНИА есть, это же совершенно понятно. Сравнительный анализ можно сделать, когда дело возбуждается 16 числа, 22-го, 23-го предъявляется обвинение, через два месяца передается в суд. Можно долго об этом рассказывать, но, наверное, не стоит. Поэтому с точки зрения членов комиссии я хотел бы обратить внимание уважаемых коллег на то, что сравнительный анализ очень четко может показать абсолютно избирательный подход к деятельности не только в отношении конкретных дел, но и в отношении каких-то групп дел, интересов, в том числе и политических. Спасибо. Стимать колледж, так, да, Таврук. Doamna președintă, cu permisiunea dumneavoastră, o propunere. Dumneavoastră, nu lăsăm fără atenție și întrebarea dumneavoastră, și care se intersectează cu întrebarea domnului paremisie deputat Vasile Grădinaru la prima ședință, cu devierea, diferența de date prezentate în rapoartele anuale publicate pe site-ul CNA și informația care vi s-a prezentat în cadrul comisiilor. Poate e cazul cu persoanele care asistă activitatea dumneavoastră acum la întocmirea raportului. În formulare, când s-a solicitat date statistici cu privire la sechestre aplicate, s-a solicitat din iunie 2019 și dumneavoastră ați făcut referință la 2019 per ansamblu. Ca să excludem aceste riscuri ca raportul să se conține date neveridice, poate e cazul să avem contactul cu persoana care vă asistă la întocmirea raportului, să prezentăm că chiar și atunci când noi prezentăm raportul, CNA a publicat pe site datele cu privire la sechestre aplicate, să ținem cont de sechestrele care parvin pe parcursul lunii ianuarie a anului următor. Și atunci noi completăm anul de raport cu aceste sechestre și respectiv suma poate fi mai mare, așa și este de facto, și ca propunere, ca solicitare, dacă e posibil până la întocmirea raportului, să avem contact cu persoanele care vă asistă la întocmirea raportului, ca date veridice să se conțină în acest raport. Mulțumesc.
Ok, am înțeles. Colegii sunt și aici în sală, așa că o să vă contacteze ca să puteți să corectați dacă este undeva. Domn președinte, noi suntem pe final. În principiu, eu n-am văzut mâini ridicate de la ceilalți colegi. Bun. Vă mulțumim pentru informațiile deci oferite. Asta chiar a fost ultima dezbatere, deci împreună, că am avut trei și a fost corect ca noi să putem adresa întrebări, dumneavoastră să vă prezentați poziția pe care o aveți pe fiecare subiect. Noi deja o să transmitem raportul către membrii comisiilor și în această săptămână vom veni cu raportul final. Avem un draft care așa, aproximativ. Și deja săptămâna aceasta, în plenul Parlamentului, cred că va avea loc dezbaterea de propriu-zis a raportului propriu-zis și o să fiți aduși la cunoștință ca să fiți prezenți. O întrebare de clarificare. Proiectul de raport o să-l livrat și nou să-l vedem sau noi nu trebuie să-l... O să fie un raport public. Noi... O să fie pe site, da? Da, sigur, perfect, o să fie un raport perfect. Public. Nu da, este ca să reușim să ne pregătim. Da. Deci noi miercuri o să fie, cred, raportul final a comisilor, noi să-l aprobăm și este corect atunci să-l cunoașteți și să vă puteți prezenta poziția. Așa este corect. Da. Mulțumesc. Deci ne auzim atunci în această săptămână, deja în plenul Parlamentului. Mersi.